Salutare tuturor și bine v-a regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Cosmin Eche, doctorașul, iar în acest videoclip vă voi spune cum puteți să faceți rost de acces în noul Counter-Strike 2 Limited Test și mai important cum nu puteți să faceți rost de acces în noul joc și să riscați să vă pierdeți toate skinurile și contul și să vă luați mare schemă. Atenție, foarte, foarte mare și nu uitați să lăsați un like dacă vă plăcut videoclipul acesta. Ei bine, dacă intrăm pe pagina de Twitter al celor de la Counter-Strike, care acum se numește CS2 și dăm un pic scroll pe momentul lansării cam așa, o să vedeți un tweet foarte important. Și anume, be aware of scams. The only way to check for limited test is, uh, access is to launch CSGO through Steam and check the main menu. Do not log into third party sites claiming to check your Steam account for access or uh, offering limited test access or keys. There are no limited test keys. Ce vreau să spună chestia asta este că singurul mod prin care puteți să faceți dros de acces în noul Counter-Strike 2 limited access este prin joc. În momentul în care intrați și Valve hotărăște să vă dea acces, veți primi o notificare prin care puteți să dați în rol așa cum apare acum pe ecran. Altfel, nu aveți niciun alt mod, nicio altă modalitate prin care să puteți să faceți rost mai rapid de, de acces, orice site care spune că vă poate oferi chei de acces sau uh, vă poate oferi acces mai rapid, este un site de schem care în momentul în care vă veți loga cu contul de steam pe o pagină fake, vă va prela toate datele și vă va bana contul vă va fura skinurile și uh, veți pierde practic tot contul, așa cum am pățit eu și am un videoclip pe care vreau să-l vedeți în descriere ca să învățați de la mine un pic cum puteți să vă protejați de schemurile acestea de principiu cam asta este, trebuie să așteptați și dacă vreți să citiți mai multe informații ca să, ca să nu pățiți lucruri de genul acesta, dacă intrați pe pagina de Steam, a celor de la Valve cu Counter-Strike 2 Limited Test Frequent Asked Questions, aveți aici prima întrebare. How do I gain access to Counter-Strike 2 Limited Test? Și scrie foarte frumos că jucătorii sunt aleși pe bază de factori care se aplică, dar nu sunt singurii și practic mai departe totul este random. Unii oameni vor primi mai repede, alții oameni vor, alți oameni vor primi mai târziu. Nu este nimic stabilit. Tot ce trebuie să faceți este să așteptați și să vă jucați pe serverele oficiale. Sper că v-a plăcut videoclipul acesta. Aveți foarte mare grijă în momentul de față pentru că sunt foarte multe schemuri și n-aș vrea să vă pierdeți contul așa cum l-am pierdut eu acum câțiva ani. Rămâneți cu bine, stay safe, eu sunt Cosmin, salutare!